Record de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în valul 4 la nivelul județului Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat astăzi cel mai mare număr de infectări din ultimele luni. Valul 4 al pandemiei de COVID-19 se resimte și în Mehedinți. 28 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost confirmate în ultimele 24 de ore la nivelul județului. 56 de persoane sunt internate în secțiile COVID, iar 101 sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 467 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 13 persoane se află în carantină instituționalizată, 101 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice și 56 persoane se află internate în spitale Sport COVID din județ. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost înregistrate 28 de cazuri noi de îmbolnăvire și niciun deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 0,42. Totodată, pe teritoriul României au fost raportate 2520 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 44.000 de teste efectuate. 41 de pacienți COVID au murit în ultima zi, iar la secțiile de terapie intensivă sunt internați peste 500 de bolnavi în stare gravă.